Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Nu este fericire mai mare decât să stai la picioarele lui Iisus Hristos, să cânți, să plângi, să te rogi și să simți cum tot amarul din suflet se scurge afară. Și primești din nou putere pentru mâine, pentru săptămâna din față. Ce am fi noi fără Dumnezeu? Praful de pe drum este puțin. Suntem niște oameni cu atâtea nevoi, așa de vulnerabili, dar este Domnul cu noi. Mărit să fie numele Domnului. Sprijinitorul vieții noastre. Vă invit, iubit popor al Domnului, să deschideți Scripturile și să citim în această seară din Cuvântul lui Dumnezeu. Iosua, capitolul 24. Versetele de la 14 la 18. Iosua, capitolul 24. Versetele de la 14 la 18. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Îndepărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeii cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis: departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau în țara aceasta și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Amin. Mărit să fie numele Domnului. Iubit popor al Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. În numele Mântuitorului Iisus Hristos vă salutăm din nou pe toți cei care sunteți cu noi aici și pe toți cei care sunteți cu noi online în seara asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avem din nou harul și bucuria să fim împreună în casa lui Dumnezeu, să ne desfătăm sufletul prin cântarea de laudă, să ne vărsăm amarul prin rugăciune și să ne îmbărbătăm credința prin cuvântul Domnului. În această seară, Domnul a pus în inima mea un cuvânt pe care l-am numit alegerea generalului. Scopul acestei predici este să prezinte complexitatea vieții umane în general și a vieții spirituale în special. De asemenea, scopul predicii este să prezinte riscul major de a fi doar religios, automulțumindu-te sub protecția falselor justificări omenești. Pentru aceasta voi prezenta trei mari oameni ai lui Dumnezeu cu urmașii lor și cu urmașii urmașilor lor și aceștia sunt Iosua, marele general al evreilor, care a finalizat cucerirea Canaanului. Aplicația practică a acestui cuvânt pe care Domnul ne-l dă în această seară, aplicația practică a acestei triste realități istorice este că și astăzi în Biserica lui Dumnezeu se regăsesc aceste trei categorii de oameni
respectiv creștinii maturi, creștinii firești și necreștinii. Viața lui Iosua, așa cum o întâlnim în cartea care îi poartă numele și nu numai în cartea lui Iosua, are o traiectorie foarte interesantă. Biblia ne-l prezintă ca rob în Egipt, apoi slujitor al lui Moise, spion în Canaan și în sfârșit general al națiunii lui Israel care cucerește sau finalizează cucerirea Canaanului. Capitolele 23 și 24 din cartea care îi poartă numele îl prezintă pe Iosua la sfârșitul vieții lui. Este momentul când finalizează cucerirea Țării Sfinte și visul purtat prin praful deșertului devine realitate. La acest nou început, bătrânul general cheamă pe liderii poporului, pe bătrânii poporului. Și împreună cu ei vrea să organizeze lucrurile în viitor și să fixeze o viziune care va determina și va orienta națiunea în timp. Observați, vă rog, că el începe discuția cu liderii, cu bătrânii, punând în evidență bunătatea lui Dumnezeu. Și în capitolul 23, versetele 3 și mai apoi 10, Iosua spune: ați văzut ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru. Unul singur dintre voi urmărea 1000 dintre ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru ei. A doua provocare pe care generalul o face liderilor și bătrânilor pe care i-a invitat este în capitolul 24, versetul 15, acolo unde el pune degetul pe rană și le spune: alegeți astăzi, în urma evenimentelor care s-au întâmplat sub ochii voștri și care sunt o mărturie suficientă a măreției lui Dumnezeu, astăzi alegeți cui vreți să-i slujiți. Liderii poporului au răspuns fără să ezite, ba chiar de două ori, afirmativ, și au jurat credință lui Dumnezeu. Anii care au urmat au confirmat că într-o mare măsură ei s-au ținut de cuvânt. Iosua, capitolul 24, versetul 31, spune cuvântul Domnului: Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Totuși, Biblia ne spune că ei au compromis slujirea lor prin faptul că nu au eliminat cele două lucruri care rămăsese neeliminate la cucerirea Canaanului. Primul, închinarea păgână. Și doi, grupurile etnice, adică grupuri de popoare în afara lui Israel, care mai erau ca și cuiburi de rezistență în țară. Și Iosua le spune: poporul din țară este nimicit, țara e a voastră, dar mai sunt câteva cuiburi de întărituși, câteva grupuri etnice pe care voi trebuie să le eliminați. Și mai există închinare păgână în țară, eliminați-o. Mai există obiceiuri idolatre, eliminați-le. E tot ce mai trebuie să faceți. Priviți, vă rog, în Judecător, capitolul 1, versetele de la 27 la 30, citesc selectiv. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Shean. Observați? Manase n-a izgonit pe locuitorii, grupurile acelea etnice. A făcut un compromis. A vrut să fie bun cu cine nu trebuia să fie bun. I-a lăsat pe oamenii aceia să locuiască în țară și veți vedea mai târziu care au fost consecințele acestui compromis. Efraim n-a izgonit nici el pe cananiții care locuiau în Ghezer. Nici Efraim n-a avut o slujire lipsită de compromis. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron. Nici Zabulon, fiii lui Iacov,
Cei 12 fii ai lui au pus mâna pe țară și mai aveau două lucruri mici de făcut în urma sclipitoarei cuceriri. Și ei au făcut compromis și n-au îndeplinit până la capăt misiunea lor de popor sfânt. În timp ce Iosua fusese pe deplin dedicat lui Dumnezeu, bătrânii poporului, liderii care au rămas, au fost doar parțial dedicați, pentru că parțial au fost compromiși. Iar urmașilor au fost de-a dreptul în afara sferei de influență a lui Dumnezeu. Iată dar că am ajuns în introducerea noastră la identificarea celor trei categorii de oameni. Iosua, omul dedicat în totalitate pentru Domnul. Conducătorii poporului, bătrânii, liderii, parțial dedicați, parțial compromiși. Iar copiii lor și nepoții lor, generația care a urmat, absolut pe din afară din punct de vedere spiritual. Aceste trei categorii de oameni le vom găsi mereu și mereu și mereu pe paginile Bibliei. Compromisul s-a accentuat când bătrânii, văzând că nu mai pot elimina grupurile etnice, au renunțat la ideea să le mai elimine, au făcut un compromis și au luat o inițiativă de compromis spunându-le: uite, noi nu vă mai omorâm, noi nu vă mai eliminăm, noi vă lăsăm să stați în țară, dar ne plătiți tribut. Adică plătiți dobândă, plătiți bani pentru că vă lăsăm în rent în țara noastră. Acesta a fost primul pas spre compromis. A urmat al doilea. Pasul următor a fost căsătoriile mixte. Băieți evrei s-au căsătorit cu fete cananite, băieți cananiți s-au căsătorit cu fete evreice. Și cuvântul Domnului spune: și copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, a hetiților, a amoriților, a fereziților, a heviților, a ebusiților. Au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Judecători, capitolul 3, versetele 5-6. Dumnezeu a anticipat riscul mixajului spiritual și a spus: când intrați în țară, eliberați țara de locuitori, pentru că nu locuitorii sunt problema, ci religia lor. Însă primul compromis este faptul că ei nu au eliberat țara și pentru că n-au mai vrut să rămână în luptă ca să o elibereze, le-a cerut bani acestor grupuri etnice ca să le lase în pace în țară, fără să-și dea seama că copiii lor nu vor mai simți ceea ce simt ei. Fiți sinceri, frații mei care aveți mai mult de 40 de ani sau de 35, care ați venit din România, realizați că copiii dumneavoastră nu mai percep viața așa cum o percepeți dumneavoastră. Sunt născuți într-o altă cultură, au alt sânge în venele lor. Văd viața diferit de noi. N-au experiențele pe care le-am avut noi. N-au trăit în sărăcia din România, în cutiile alea de chibrit, în apartamentele din bloculețele alea. N-au știut ce înseamnă guvernul comunist. Să bați din palme timp în care în interiorul tău plângeai. N-au avut experiențele pe care unii dintre dumneavoastră le-ați avut, să fiți bătut, să faceți închisoare. Ei nu pot simți ce simțiți dumneavoastră, este o altă generație de oameni. Degeaba vreți ca ei să simtă ce simțiți dumneavoastră, e cu neputință. E o problemă nu de înțelegere rațională, e o problemă de experiență de viață. Ei bine, când copiilor au crescut, ei n-au mai fost individualiști. Observați, adulții sunt mai rezervați în relația cu americanii. Copiii noștri, ei n-au nicio limită în relație. Ei vorbesc cu tot felul de naționalități. Asiatici, africani, americani, ei n-au problemele pe care le avem noi. Ei tot timpul întreabă: dar ce, trebuie neapărat să fie român? Pentru noi, cei mai în vârstă, da. Pentru ei, cei mai tineri, nu. Ei nu înțeleg rațiunea etnică. Asta nu e o barieră pentru ei. Nici pentru copiii evreilor n-au fost. S-au făcut mari băieții evreilor și au pus ochii pe fete filistence sau cananite sau de altă etnie și au spus: tată, vreau să mă căsătoresc cu ea. Și bietul tată acum își plătea compromisul care l-a făcut cu 20 de ani în urmă, când l-a lăsat pe tatăl fetei cananite să trăiască.
Și în zadar încerca să-i spună: mă copile, dar uite fete în Israel. Tată, nu-i niciuna ca asta. Dar uite băieți în Israel, nu-i niciunul ca ăsta. Evreii nu erau buni. Evreii cele nu erau buni, erau buni cananiții și cananitele. Și acum cu părul cărunt, cu mâinile bătătorite de muncă aspră, cu amintirea cărămizilor din generația bunicilor lor și a călătoriei prin nisipul pustiei părinților lor, plăteau prețul compromisului pentru că n-au alungat grupurile etnice, văzându-și proprii copii cum intrau în căsătorii nelegiuite și mixte din punct de vedere spiritual cu copiii cananiților, cu copiii heviților, hebuziților și tuturor celorlalte grupuri etnice, pe care în loc să le alunge din țară, le-au lăsat în țară și le-au cerut bani, că numai asta au avut în cap, bani și castraveți. Dacă le-a dat bani, a fost destul. În seara aceasta, frați și surori, bătrâni ai poporului, istoria se repetă cu noi. Cât de responsabili suntem de asta? Generalul acesta, cu trupul plin de cicatrice din luptele pentru cucerirea țării, cu sufletul apăsat de responsabilități, cu obrazul plin de riduri, a stat în fața poporului, a chemat pe oamenii cu nume, pe lideri, pe bătrâni, și le-a spus: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și ei au spus: slujim pe Domnul. Și nu s-au ținut de cuvânt. Au lăsat grupurile etnice în țară și când copiilor s-au făcut mari, s-au căsătorit cu copiii grupurilor etnice și în așa fel religia lui Israel s-a compromis. Așa a intrat în țară idolatria și obiceiurile păgâne. Cultura lui Canaan s-a amestecat cu cultura lui Israel și nu mai știai unde-i sfânt și unde nu-i sfânt. Nu mai exista nicio diferență între bine și rău. Spiritul ecumenic n-a mai avut limite. Au făcut din relația cu Dumnezeu un mod de a primi tribut de la grupurile etnice pe care le-a îngăduit să stea în țară. Din nefericire, răul continuă și a treia generație, copiilor care au crescut acolo, nu mai erau dedicați ca Iosua și nici măcar parțial dedicați ca liderii și bătrânii poporului. Și efectiv erau în conflict cu Dumnezeu. Prima generație, Iosua, este simbolul omului dedicat pentru Dumnezeu. Liderii poporului sunt simbolul compromisului pentru Dumnezeu. Iar copiii lor sunt simbolul conflictului cu Dumnezeu. Pentru că copiii lor au intrat în conflict cu legile lui Dumnezeu și cu poruncile lui Jehova. Priviți în Judecător, capitolul 2, versetul 10. S-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul. Cine era neamul ăsta? Erau copiii lor. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului. Au părăsit pe Domnul. Am intrat cu Domnul în conflict. Nu mai era dedicare și nici măcar parțială dedicare amestecată cu parțial compromis. Nici măcar atâta nu mai era căldicel. Au devenit reci, înghețați, necredincioși pe față, nu ascunși, ipocriți. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor și au mers după alți dumnezei. Care dumnezei? Dumnezeii grupurilor etnice pe care le-au permis să rămână în țară. Au mâniat pe Domnul. S-au stricat din nou mai mult decât părinții lor și stăruiau în această purtare și împietrire. Acum întrebarea generalului capătă contur pentru ei. Pe cine vreți să slujiți? Alegerea generalului este următoarea: cât despre mine, eu și casa mea, noi rămânem dedicați totalmente lui Dumnezeu. Voi faceți ce vreți. Alegerea generalului a fost dedicarea. Alegerea poporului a fost compromisul. Alegerea urmașilor lor a fost conflictul. Trei categorii de oameni.
Oamenii maturi spiritual sunt dedicați totalmente lui Dumnezeu. Creștinii firești sunt dedicați parțial, amestecat cu compromisul parțial. Iar necreștinii sunt în conflict cu Dumnezeu, fățiși. Acestea sunt cele trei categorii de oameni pe care vreau să le urmărim în seara aceasta în Scriptură, cu intenția să primim o provocare din partea lui Dumnezeu, întrebându-ne cu toată responsabilitatea, noi și casele noastre, din care categorie facem parte. Priviți, vă rog, trei coloane. 1, 2, 3. Puteți să vă imaginați trei coloane? Prima coloană este coloana creștinilor maturi. A doua coloană este coloana creștinilor firești. Și a treia coloană este coloana necreștinilor. Trei categorii de oameni din punct de vedere spiritual. Priviți, vă rog, prima coloană, creștinii maturi. Ei sunt caracterizați de dedicare. A doua coloană a creștinilor firești sunt caracterizați de compromis, adică lucruri amestecate. A treia coloană a necreștinilor sunt caracterizați de conflict cu Dumnezeu, pentru că erau împotriva lui Dumnezeu. Prima coloană, creștinii maturi, l-au cunoscut pe Domnul și l-au văzut pe Domnul personal. A doua categorie a creștinilor firești au cunoscut despre Domnul, nu pe Domnul. Și l-au văzut pe Domnul, dar în părinții lor. Iar a treia categorie, necreștinii sau necredincioșii, nu l-au văzut pe Domnul deloc. Mergem acum la un alt exemplu. Haideți să privim puțin la Avram. Genesa, capitolul 31, versetul 42. Biblia spune despre Avram următoarea expresie: Dumnezeul lui Avram. Avram a fost un bărbat care a avut Dumnezeu. Avram a avut cămilă, Avram a avut sandale, Avram a avut toiag, dar ascultă-mă bine, Avram a avut și Dumnezeu personal. Sandalele lui Avram n-au fost un bun public care se trezea mai devreme, se încălța cu ele. Nu, erau ale lui personale la ușa cortului și indiferent la ce oră se trezea, el se încălța cu ele, că erau doar ale lui. Ei, la fel, Dumnezeul lui Avram a fost personal, al lui. Și Biblia vorbește despre Avram, Dumnezeul lui Avram. Este o expresie des întâlnită în Scriptură. Pentru că Dumnezeu a trăit cu Avram și Avram a trăit cu Dumnezeu. Priviți, vă rog, la copilul lui Avram, Isaac, a doua categorie, a doua coloană. Acela de care se temea Isaac. Observați, copilul lui Avram, ca și liderii poporului la Iosua, nu mai au același tip de relație, dedicare. Și e vorba de un compromis, de un amestec. Isaac nu mai făcea din Dumnezeu Dumnezeul lui, ci doar se temea de Dumnezeu, pentru că văzuse la tatăl său multe lucruri. Acum el se temea de Domnul, dar pe lângă parțiala dedicare exista și parțial compromis. O generație doar și-au alunecat. Ce să mai spun de a treia generație? Priviți la Iacov, nepotul lui Avram, fiul lui Isaac. L-a înșelat pe tatăl lui Isaac, l-a înșelat pe fratele lui Esau, l-a înșelat pe unchiul lui Laban și a încercat în nebunia lui să-l înșele și pe Dumnezeu. El era în conflict cu Dumnezeu. I-a ieșit Dumnezeu înainte și s-a luptat cu el. Și până la urmă, în numele și pentru promisiunea făcută bunicului lui Avram, îi face un semn în trup la șold și îl lasă să trăiască schimbându-i numele din înșelător în omul lui Dumnezeu. Avram, omul dedicat. Fiul său, omul amestecat, iar nepotul său în conflict cu Dumnezeu. Din nou, imaginea celor trei categorii de oameni. Permiteți-mi încă un exemplu. De data asta, David. Biblia vorbește despre David în 1 Samuel 13:14. Omul după inima lui Dumnezeu.
este o expresie cu o adâncă semnificație spirituală. Urmează a doua generație, fiul său Solomon, unul împărat 11 cu 4, a doua parte. Inima nu i-a fost în totul a Domnului, cum fusese a tatălui său David. Iată dar, inima lui David a fost în totul a Domnului, a lui Solomon a fost doar în parte a Domnului. Parte dedicată, parte compromisă. Din nou ne întâlnim cu această nebunie a alunecării. Tatăl are o inimă dedicată, fiul o inimă parțial dedicată și parțial compromisă. Ce să mai vorbesc de nepotul Roboam? 1 Împărați 12. Când urmează nepotul lui David, fiul lui Solomon, Roboam, în timpul lui se dezbină națiunea. Israel se separă de Iuda. Cât a luptat David să rămână poporul unit? Și acest tânăr împărat îl dezbină cu o scoatere de sabie și cu o decizie în care nu ține cont de liderii și de sfatul poporului. Un om care nu știe să gestioneze slujba pe care o are. În prima clipă a urcării pe tron, împărăția se destramă. Și el intră în conflict cu Dumnezeu, intră în conflict cu națiunea. Din nou cele trei categorii de oameni: dedicare, compromis, conflict. Aș vrea să vă uitați în viața oamenilor pe care îi cunoașteți dumneavoastră personal, la prima mână, din România, din America sau de pe alt meridian, și să constatați că aceste trei categorii de oameni îi găsim întotdeauna în generațiile care se schimbă. Tatăl și mama sau unul dintre părinți sunt extrem de dedicați, trăiesc pentru Domnul în totalitate. Copiii îl cunosc în mare măsură pe Dumnezeu din viața părinților și sunt așa, căldicei. Nepoții nu mai au nicio legătură. Ce facem cu această tragedie? Și dumneata ai copii, sau vei avea? Și dumneata ai nepoți, sau vei avea? Istoria este martoră că asta e realitatea. Ce facem noi? Ne uităm cu ochii și nu facem nimic, spunând ce să faci. Asta este, n-ai ce-i face. Observați că oamenii dedicați, prima coloană, îl cunoșteau pe Dumnezeu. A doua coloană cunoșteau despre Dumnezeu. Iar a treia coloană cunoștea lumea. Revenim. Prima coloană are credință puternică. A doua coloană are o credință în funcție de circumstanțe. A treia coloană nu mai are credință deloc. Revenim. Prima coloană are lucrări de la Dumnezeu. A doua coloană vede lucrările Domnului și le pune notă, bună sau rele. A treia coloană nu mai crede deloc în lucrări. Revenim. Prima coloană ascultă de Biblie, trăiesc după Biblie. A doua coloană respectă Biblia, au respect pentru Biblie. A treia coloană au Biblia acasă. Dedicare, compromis, conflict. Aceasta este o tristă realitate la care privim cu ochii. Și responsabilitatea noastră de oameni ai lui Dumnezeu ne cheamă să luăm atitudine. Iar dacă nu vom lua atitudine, noi vom fi responsabili de ce puteam face și n-am făcut. Indiferent ce justificări avem. Aș vrea în momentele următoare să privim la câteva caracteristici a acestor trei categorii de oameni și să-i surprindem în anumite aspecte concrete ale existenței. Primul aspect este care e poziția lor față de Dumnezeu. Și această idee este dominantă în predica mea ca un fir roșu. Prima coloană sunt dedicați lui Dumnezeu. Aceștia sunt creștinii sau oamenii născuți din nou, maturi, puternici în Hristos, plini de Duhul lui Dumnezeu. A doua coloană sunt compromiși, jumătate, jumătate, sau trei sferturi, un sfert. Timp în care a treia coloană, necreștinii, sunt absolut în conflict cu Dumnezeu.
Observați relația spirituală. Prima coloană are relație cu Dumnezeu. A doua coloană are relație cu biserica. A treia coloană are relație cu lumea. Puteți să sesizați alunecarea? Din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, creștinii maturi au relație cu Dumnezeu. Creștinii firești au relație cu biserica. Ei n-au relație cu Dumnezeu, ci doar cu biserica. Numai când vin la biserică se roagă, numai când vin la biserică citesc în Biblie, numai când vin la biserică meditează la legile Domnului. Ei au o relație cu biserica și depind de biserică. Ei nu au o relație cu Dumnezeu și nu depind de Dumnezeu. Acesta este creștinul care, ca și un baby, nu poate să-și pregătească singur mâncare. Când îi e foame, nu știe să facă altceva decât să plângă. Și mama, tata, îi încălzesc sticluța cu lapte și o oferă. Dacă n-ar fi mama și tata, dacă n-ar fi biserica, el nu este singur în stare să se hrănească. Și observați, a treia coloană, ei au o relație cu lumea. N-au relație nici cu Dumnezeu, n-au relație nici măcar cu biserica. Ei au relație cu lumea. În lume își petrec, în lume dănțuiesc, în lume beau și mănâncă, în lume merg la pari, nu știu decât întâlniri peste întâlniri, nu știu decât petreceri peste petreceri. S-ar putea aceștia să fie copii de pocăiți. S-ar putea aceștia să vină la biserică din când în când. Mai ales în diaspora, vă rog să acceptați împreună cu mine că biserica are și un alt rol decât biserica. În România la biserică nu mergeau decât cei care doreau să se pocăiască. În diaspora sunt români care vin la biserică nu pentru Dumnezeu, ci pentru alți români. Vin la biserică pentru perspectiva căsătoriei. Vin la biserică pentru a căuta de lucru. Vin la biserică pentru clubul românesc. Și acesta îngreuiază sarcina păstorilor incredibil de mult. Priviți, vă rog, la cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru prima coloană, Dumnezeu este un prieten adevărat, foarte apropiat. Pentru a doua coloană este o cunoștință, iar pentru a treia coloană este un străin. Priviți, vă rog, la felul în care se raportează la Dumnezeu. Prima coloană are relație cu Dumnezeu. A doua coloană se simte responsabilă de relația cu Dumnezeu, dar nu o are. Iar a treia coloană are doar o religie. Priviți, vă rog, la slujirea față de Dumnezeu. Prima coloană spune așa: mai întâi Dumnezeu și apoi eu. A doua coloană spune: mai întâi eu și apoi Dumnezeu. Ce interesant! Amândouă persoanele sunt acolo, decât că odată e invers. Cine stă să se uite care e primul, care e al doilea? Dacă e acolo, e bine și așa. Iar a treia coloană, numai eu, fără Dumnezeu. Priviți, vă rog, la cine îi modelează viața, cine influențează viața. Prima coloană. Viața este influențată de Scriptură, de Evanghelie. Numai ce e Evanghelie îi direcționează viața. A doua coloană. Viața este influențată de alți creștini. Nu de Scriptură, ci de alți oameni. Vine el și îi spune: tu trebuie să te acoperi. Și se acoperă. Vine celălalt și spune: nu, nu trebuie să te acoperi. Și nu se mai acoperă. Vine el și îi spune: e bine să porți cravată. Vine el și spune: nu-i bine să porți cravată. Și religia lui oscilează în funcție de persoanele care, cu care se întâlnesc. Dacă e într-o biserică, e într-un fel. Dacă e în altă biserică, e în alt fel. De parcă Dumnezeu se schimbă de la o biserică la alta. El n-are o relație cu Dumnezeu prin Scriptură și Scriptura să-i spună cum să se poarte. El aleargă la oameni și spune: tu ce părere ai? Că eu nu pot să gândesc. Spune-mi tu părerea ta, că eu ți-o cumpăr. Iar a treia categorie, mai trist, lumea le modelează viața. Priviți, vă rog, la prima categorie. Viața este modelată de principii. Priviți, vă rog, la a doua categorie. Viața este modelată de experiență. Și aici vreau să mă opresc un pic. Ascultați-mă cu multă atenție și încercați să vă încordați înțelegerea spirituală. Privind în prima carte a Scripturii,
îl găsim pe Adam, care stă cu Dumnezeu și ascultă explicațiile despre administrarea grădinii. Dumnezeu i-o dă pe Eva în calitate de ajutor, de asistent, de partener, și Adam îi spune și ei ceea ce el a auzit de la Dumnezeu. Vine diavolul când Eva este singură și încearcă să probeze un principiu din viața ei. A zis Dumnezeu să nu mâncați? Eva nu știe principiul. Face o greșeală spunând, a zis să nici nu ne atingem. Asta n-a spus-o Dumnezeu niciodată. Atunci diavolul profită de faptul că ea nu știe principiile și îi oferă ceva incredibil. Vei fi ca Dumnezeu. Ea înghite momeala, mănâncă din fruct și așteaptă să moară. Că așa spusese Dumnezeu, că moare dacă mănâncă. Se pipăie și nu moare. Și acum zice, mă, să știi că diavolul a avut dreptate când a spus că nu mor. Să vezi că nu mor. Și mai așteaptă o jumătate de oră și nu moare. Wow! Deci Dumnezeu a vrut să ne sperie doar. Și probabil că mai așteaptă o jumătate de oră și se uită la ea și nu-i vine amețeală, n-are nicio simptomă. Iată dar că până la urmă nu mor. Și vine Adam. Și iese înaintea lui cu fructul și îi spune, trebuie să mănânci. Wow, femeie, cum să mănânc? Dar principiul lui Dumnezeu spune nu. Bă, nu fi slab, eu am mâncat de 2 ore și n-am murit. Ia liniștit și mănâncă că nu se întâmplă nimic. El neglijează principiul și se ia după experiență și mănâncă, crezând că experiența ei de 2 ore desfințează principiul lui Dumnezeu. Și ei mor, amândoi. Uitați care este învățătura. Învățătura este următoarea. Nu-ți conduce viața spirituală după experiențele altora. Experiențele altora, dacă te uiți în viața lui Iosua, lui Osea, te vei căsători cu o prostituată. A fost voia lui Dumnezeu ca toți prorocii să se căsătorească cu o femeie ușoară? Nu. Dacă te uiți la Iona, dacă te uiți la Avram, dacă te uiți la David, dacă te uiți la Petru, dacă te uiți la alții și la alții, nu poți să faci din experiența lor, care a fost o situație unică în viață, o excepție, regulă. Ci trebuie să-ți ghidezi viața spirituală după principiile Evangheliei, nu după experiențele oamenilor. Cine își ghidează viața după experiențele oamenilor s-ar putea să meargă, s-ar putea să nu meargă. Își expune viața spirituală la risc. Dar cine își ghidează viața spirituală după principiile lui Dumnezeu nu-și asumă niciun risc, doar șansa să reușească. Ei, priviți la prima categorie. Ei își călăuzesc viața după principii. A doua categorie, după experiență. Ori de câte ori mergi la cineva să întrebi, tu ce lumină ai asupra acestui verset din Biblie? El îți spune, păi să spun ce mi s-a întâmplat mie ieri. Și îți spune o experiență din viața lui. Tu ai vrut să-ți explice principiul din Biblie. El îți oferă o experiență. Cum poți verifica dacă experiența lui e bună sau rea? În loc de scriptură, noi oferim ce ni s-a întâmplat nouă ieri și alalteri. Lucruri care sunt foarte importante, dar nu înlocuiesc scriptura. Mergând mai departe în intenția noastră de a identifica aceste 3 categorii de oameni în mod practic, vom constata care este atitudinea lor față de Dumnezeu. Atitudinea față de Dumnezeu a primei coloane, oamenii maturi în credință, este faptul că ei au credință puternică. Ei se încred în Scriptură și chiar atunci când nu înțeleg rațional ce se întâmplă, ei continuă să creadă. Asta seamănă cu fanatism și nebunie. Dar biblic asta e credință. A doua coloană, creștinii firești, ei nu mai au credință, ei au convingeri. Și spun așa, convingerea mea este că chiar dacă... Și spune ceva, care e convingerea lui? Dar convingerea lui nu se potrivește cu Scriptura, dar asta e convingerea lui. El spune, eu am convingerea că pot din când în când să mai trag cât o bere, că fac sânge. Și pot din când în când să mai trag câte o țigare că mă întărește, mă fortifică.
Și pot din când în când să mai... El are această convingere. El nu este călăuzit de credință, ci de convingeri personale. Convingeri personale pe care le selectează din Scriptură după cum îi place. Mai grav, a treia categorie nu mai are nici măcar convingeri, are păreri. Părerile sunt niște copii de convingeri. Niște convingeri slabe, care sunt flexibile și se îndoaie ca o bară de plastic moale, elastică. Priviți, vă rog, care este atitudinea față de Biblie a acestor trei categorii de oameni. Prima categorie, trăiesc după Biblie. A doua categorie, au respect pentru Biblie, timp în care a treia categorie se bucură că au o Biblie acasă. De câte ori nu stăm de vorbă cu anumite persoane din Scriptură și prima afirmație cu care încearcă să închidă subiectul este următoarea: și eu am Biblie acasă, și are cruce pe ea. Noi nu i-am întrebat dacă au Biblie acasă sau nu, dar această afirmație vrea să ne spună că și ei au valoare spirituală. La ce folosește să ai o Biblie acasă dacă ea nu este în inimă și nu îți controlează modul de viață? Observați care este scopul vieții. La prima categorie, creștinii maturi, scopul vieții este Dumnezeu. La a doua categorie, creștinii firești, scopul vieții sunt proprietățile, plăcerile și puterea, succesul. Iar la a treia categorie, necreștinii, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei s-ar putea să aibă o religie sau nu, este independența față de Dumnezeu. Ați întâlnit oameni care, atunci când duci subiectul aproape de modul lor practic de viață, ei te resping spunând: eu hotărăsc ce fac cu viața mea. Eu sunt liber să hotărăsc ce fac cu viața mea. Iată dar cum își revendică dreptul de independență. Eu sunt independent. Dacă vreau să fumez, fumez. Dacă vreau să nu fumez, nu fumez. Dacă vreau să merg la biserică, merg. Dacă nu vreau să merg la biserică, nu merg. Omul e liber și face ce vrea. El are dreptate, numai că pentru asta merge în iad. Observați care sunt obiectivele vieții la aceste trei categorii de oameni. Prima categorie de oameni, creștinul matur, iubește viața, dar urăște lumea. A doua categorie, creștinul firesc, el iubește și viața și lumea. Iar a treia categorie, iubește lumea, dar urăște divinitatea. Dacă privim la prioritățile vieții, vom constata că prima categorie pune accent pe viața spirituală. Un creștin matur tot timpul se va focaliza pe viața spirituală. Un creștin firesc se va focaliza pe viața materială, timp în care un necreștin se va focaliza pe viața fără Dumnezeu. El nu-L ia în calcul niciodată pe Dumnezeu. Observați, creștinul matur, tot ce face în viață, el tot timpul se raportează la viața spirituală. Mă, eu nu pot pentru că eu trebuie să mă rog. Eu nu pot că eu trebuie să citesc în Biblie. Eu nu pot pentru că eu am adunare. Eu nu pot pentru că eu am Dumnezeu. El tot timpul pune în centru viața spirituală. Creștinul firesc și el îl ia în calcul pe Dumnezeu, dar în centru vieții e viața materială. Dom'le, Dumnezeu, Dumnezeu, dar nu-mi dă Dumnezeu să mănânc. Și iată dar că în centru este mâncarea. Domnul îți dă, dar nu-ți bagă în depozit, nu-ți bagă în frigider. Iată dar că în centru e frigiderul. Care este înțelegerea căsătoriei la aceste trei categorii de oameni? Pentru creștinii maturi, căsătoria este un legământ necondiționat. Adică, intră în căsătorie și după ce au intrat, nu mai pun nicio condiție. Condițiile se pun înainte. După ce ai intrat, ai intrat. Creștinul firesc face legământ, dar e condiționat. Dacă faci asta, eu fac asta. Dacă tu nu faci asta, să fii sănătoasă. Timp în care necreștinii sunt implicați ori într-o conveniență legală, ori în concubinaj.
pentru ei aventura și plăcerea e la putere, este importantă, dar legământul n-are mare putere. Priviți, vă rog, care este atitudinea față de educația copiilor. Prima categorie, creștinul matur, el vrea să crească copii evlavioși. A doua categorie, creștinul firesc, el vrea să crească copii buni. A treia categorie, necreștinul, el vrea să crească copii de succes. Și dumneavoastră ați observat la fel ca și mine, că sunt părinți care își împing copiii mai mult înspre sport decât înspre adunare. Frați și surori, iertați-mă, aveți libertatea să faceți cu copiii dumneavoastră ce vreți. Eu îmi fac însă datoria de slujitor al Domnului și al dumneavoastră. Când îți oprești copilul să vină la adunare și îl duci la sport, ascultă-mă, într-o zi o să-ți pară rău. Înțeleg să-l duci atunci când nu lipsește de la adunare, dar când îl pui pe Dumnezeu, pe aceeași balanță cu tendința de succes, te vei mai întâlni odată în viață, dar cu consecințele acestei atitudini. Dacă Dumnezeu pentru dumneata nu e în centru și nu are prioritate și este mai important în viață ca să conduci copilul la succes, nu la Dumnezeu, nu la evlavie, nu la morală, să ții minte ce-ți spun în această seară. Într-o zi s-ar putea să-ți pară rău. Pentru că ce seamănă omul, aceea va secera. Care sunt metodele pentru educația copiilor aplicate la aceste trei categorii de oameni? Creștinul matur aplică principiile biblice. Creștinul firesc se lasă într-o anumită măsură influențat de principiile biblice. Iar necreștinul are principiile lui. Privind lucrurile din perspectiva asta, ajungem apropiindu-ne de încheiere la 1 Corinteni capitolul 3. Acolo unde regăsim aceste trei categorii de oameni. Creștinii maturi, caracterizați de dedicare totală. Creștinii firești, care au intrat în biserică, care s-au pocăit, care s-au botezat, dar botezul este ultimul lucru spiritual pe care îl fac. Și apoi nu mai fac nimic pentru sufletul lor. Umplerea cu Duhul Sfânt este o opțiune la care poți renunța. Manifestarea unui dar spiritual, asta să facă păstorii. Slujirea în biserică, asta să facă alții care au timp. Consacrarea pentru Dumnezeu într-un anumit domeniu, asta să facă cei care sunt în comitet. Noi toți ceilalți, dacă vrem să venim, venim, dacă nu vrem, nu venim, că suntem într-o țară democrată. O biserică democrată într-o țară democrată, cu un Dumnezeu democrat și cu un rai democrat, și cu o Biblie democrată, și cu o naștere din nou democrată, și cu un botez cu Duhul Sfânt democrat. Frați și surori, trei categorii de oameni. Creștinul matur, care tot timpul este preocupat de viața spirituală. Creștinul firesc. El vine la biserică, dar nu are niciun interes pentru viața spirituală. Și necreștinul, care poate să vină la biserică sau poate să nu vină la biserică. Dar oricum el este declarat necreștin. Acum stăm în fața acestor exemple și ne întrebăm. Noi, generația noastră, cum suntem? Continuăm întrebările. Generația copiilor noștri cum vor fi? Și încheiem șirul întrebărilor. Generația nepoților noștri cum vor fi? Nu cumva noi suntem oamenii dedicați, timp în care copiii noștri tind să aibă o religie compromisă, iar nepoții noștri să nu mai aibă nimic? Vei fi mulțumit dumneata alături de mine să plecăm din lumea aceasta, lăsând în urma noastră o adevărată tragedie? Timp în care nouă ni se pare că ne-am făcut datoria, asta e datorie? Închei oferindu-vă două exemple, ca să vedeți că ceea ce face un om în viață nu-l afectează doar pe el, ci afectează cel puțin 10 generații după el. 10? Cel puțin 10.
Ascultați-mă cu băgare de seamă. Am să vă dau exemplele la doi bărbați, unul necunoscut și unul arhicunoscut. Jonathan Edwards, îl cunoaștem cei mai mulți dintre, de fapt cunoaștem despre el cei mai mulți despre, dintre noi. Iar a doua persoană este un anonim. Am să încep cu a doua persoană și să vă spun că s-a făcut un studiu asupra la 1026 de descendenți ai lui, câteva generații. Și această statistică are o concluzie, ascultați cu băgare de seamă. Din 1026 de descendenți, 300 au murit prematur. 100 au făcut închisoare. 190 au ajuns prostituate. 100 au fost alcoolici. Iar statul New York a cheltuit pentru ei 6 milioane de dolari ca să-i întrețină cu ajutor social, că n-au fost în stare să muncească. Din 1026 de descendenți. Și priviți acum în istoria acestui mare bărbat. Din 729 de descendenți, 300 au ajuns predicatori. Din 700, 300 au ajuns predicatori. 65 s-au făcut profesori universitari. 13 dintre ei au scris cărți bune care au rămas în istorie. 3 au ajuns membri în guvern, iar 1 a ajuns vicepreședinte al Americii. Când ai un bunic care ca un patriarh îl aduce pe Dumnezeu în familie, asta influențează nu doar pe copii, influențează și pe nepoți. Dacă încercăm să ne aducem aminte cum a fost tata sau mama, poate ne aducem aminte că a fost un alcoolic. Sau poate ne aducem aminte că în casa părinților mei a început adunarea. Știți ce mare diferență face trecutul? Trecutul te obligă. Te simți responsabil să duci mai departe visul lui bunicu și visul lui tata. Dacă știi că bunicu 200 de kilometri a mers prin zăpadă bătut de jandarmi, te simți jenat că tu ești un nimeni în drum. Și asta te motivează să fii și tu ca bunicu. Dacă ai avut un tată sau o mamă pe care întorcându-te acasă îi găseai deseori pe genunchi, imaginea aceasta când te duci să faci prostii cu prietenii tăi te urmărește. Dar dacă atunci când te întorceai acasă îi găseai beți și certându-se, nu mai ai nicio limită, poți face și tu la fel. Nu uita că într-o zi vei muri și dacă nu vine Iisus, copiii dumitale vor avea 50 de ani și vor fi în biserică. Nepoții noștri vor fi în biserică. Strănepoții noștri vor fi în biserică. Și noi, 2-3 generații în urmă, îi vom influența pe ei. În ce fel? Cum a fost bunicul? Câte biserici a dezbinat? Cum a fost bunicul? Câte probleme a creat? Cum a fost bunica? Cum a fost tata? Cum a fost străbunicul? Priviți, vă rog, la descendența acestui bețiv, că dintr-o 1026 de descendenți, 300 au murit prea devreme, bolnavi de tot felul de boli, nemâncați, beți, înfrigurați, fără o hrană alimentară sănătoasă, oameni fără Dumnezeu. 100 au fost în pușcărie, aproape 200 și-au câștigat banii din prostituție, 100 au murit beți. Iar statul New York a cheltuit 6 milioane de dolari ca să-i întrețină, că n-au fost în stare să muncească. Și priviți la ceilalți, că din 700 jumătate au fost predicatori. Păi te cred, din prințul predicatorilor, ce putea să iasă? În această seară stau aici cu dumneavoastră și cu ce facem astăzi, cu ce am făcut ieri și cu ce facem mâine, se scrie istoria. Scumpii mei, noi suntem din carne, oameni cu multe slăbiciuni. Experiența ne-a învățat că nu suntem așa de tari, după cum ne-a plăcut să credem.
Dar în seara aceasta suntem aici cu Cel care poate să ne schimbe destinul pentru întotdeauna. Și în prezența Lui, întrebarea generalului devine întrebarea noastră, iar alegerea generalului devine alegerea noastră. Iosua a fost un rob care făcea cărămizi în Egipt, dar printr-o viață de neprihănire a fost ucenic al lui Moise, a fost spion în Canaan și apoi generalul armatei lui Dumnezeu. El a răspuns la marea provocare: alegeți astăzi cui vreți să-i slujiți. În ceea ce mă privește pe mine, îl aleg pe Domnul. Alegerea generalului este ea și alegerea mea, este ea și alegerea ta, este ea și alegerea dumneavoastră. Vă las în compania Domnului în momentele următoare, pentru că în fața Lui stăm cu toții la rugăciune. Să răspundeți și dumneavoastră alături de mine la întrebarea la care generalul a trebuit să răspundă odată. Și toate generațiile de oameni până astăzi au răspuns fie cu vorba, fie cu fapta. Alegerea generalului a fost următoarea: cât despre mine și casa mea, eu voi sluji pe Domnul. Chiar dacă mi-e greu, chiar dacă va trebui să plâng, să plătesc prețul, să rămân singur, am să-L slujesc pe Domnul până la capăt. Este alegerea generalului și alegerea dumitale? Te rog, în seara asta, înțelege că nu poți fi din punct de vedere spiritual decât un creștin matur, dedicat, un creștin firesc compromis sau un necreștin care ești în conflict cu Dumnezeu. Ce ești? Răspunsul la întrebarea generalului definește ce ești. Însă ceea ce e bine în seara asta este că te poți schimba. Te rog, indiferent de ce ai fost până acum, răspunde cum a răspuns generalul. Alege ce are generalul. Alege-L pe Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.